Amin. Cuvântul lui Dumnezeu ne descrie stări și lucrările lui Dumnezeu care s-au desfășurat într-o națiune întreagă, într-o familie sau cu un individ. Și când ne uităm la nota comună dintre aceste lucruri, cum a lucrat Dumnezeu cu o țară, cum a lucrat cu un om, cum a lucrat cu o familie sau cu un neam, constatăm că această notă comună nu este altceva decât caracterul lui Dumnezeu exprimat în acel lucru, indiferent că e vorba de o țară sau că e vorba de un om. Biblia spune, deodată zic despre un neam că îl voi smulge și îl voi lepăda, dar dacă se întoarce, va fi primit ca și când n-a păcătuit niciodată. Deodată zic despre o țară că o voi zidi, că o voi ridica, dar dacă se abate de la Dumnezeu și întoarce spatele, tot binele pe care era pregătit pentru ea va fi uitat. Și după aceea spune, Dumnezeu lucrează la fel cu un om sau cu o țară. Nu știu dacă ați observat că în urma căsătoriei se naște la altarul lui Dumnezeu, în urma legământului al cărui co-signer sau garant, cel care semnează legământul acesta fiind Dumnezeu, dacă ați observat că de fapt se naște o nouă entitate, o nouă personalitate numită familia lui Cutare. Este ca o ființă, formată din două ființe, dar este ca o ființă. Când se formează o biserică de asemenea, bisericile au o personalitate. Sunt biserici foarte calde, foarte primitoare, sunt biserici reci, sumbre, sunt biserici legaliste, sunt biserici ușuratice, sunt tot felul de biserici pe lume. Vreau să spun că o biserică are personalitate. La fel un om și la fel o familie. Și așa cum Dumnezeu se adresează unui om, unei persoane, așa se adresează familiei. În seara aceasta, or să răspundem la o întrebare, mi-a fost adresată anterior, dar având în vedere că urma să răspund la ea aici, am păstrat-o pentru acum. Ce este de făcut cu familia noastră care se îndreaptă de multă vreme spre rău și a ajuns foarte departe în rău? Ce este de făcut pentru noi ca soți care ne-am răcit, ne-am îndepărtat unul de altul, am ajuns chiar să știți că opusul iubirii nu este ura, așa cum s-a crezut. Opusul iubirii este indiferența. Am ajuns chiar la această stare de răceală și de indiferență. Mai este vreo speranță? Cineva poate să spună, familia noastră cred că a murit de mult, de 4 zile. Mai este vreo speranță? Fraților, vă rog să deschideți în Evanghelia după Ioan și de aici vom citi de la capitolul 3. De la capitolul 3 și vom începe cu versetul 3. Iată ce spune Domnul unei astfel de situații. Fie că e vorba de un om, așa cum am menționat, descris în capitolul 1 din Isaia, fără nimic care să lase speranță. Într-un loc scrie, tot mai era ceva bun în Israel. În capitolul 1 din Isaia spune, nu mai este nimic bun. Când Dumnezeu salvează pe un om, nu îl salvează pentru că tot mai era ceva bun în el, ci îl salvează pentru că omul acela primește prin credință salvarea lui Dumnezeu. Că mai era ceva bun sau nu mai era nimic bun, că era viu sau că era mort în păcatele și fără de legile lui, aceasta nu împiedică pe Dumnezeu să salveze pe cel care se dorește salvat și alege să fie salvat. Și Dumnezeu îl salvează. Iată ce scrie aici. Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția cerurilor. Dacă simți cumva că familia ta a intrat într-o astfel de fază întunecată, rece, care tinde a moarte, dacă observi că familia ta poartă mască în public, sunt o mulțime de familii mascate, foarte frumos, și unele au fost mascate decenii întregi, au umblat cu mască pe față. Nu știu dacă ați văzut un film cu ceva cruciade, nu știu titlul filmului, dar voi sunteți mult mai tari ca mine în film, eu nu am timp.
Voi știți multe filme. Câte ați închiriat voi? Sunt oamenii ăștia, contează pe voi de la închirieri de filme de aici. E un film în care unul dintre cei care, dintre cruciații aceștia, poartă o mască de aur. Nu știu dacă ați observat. L-ați văzut? Dintre conducătorii cruciați. Poartă o mască din aur masiv. Și cu, din spatele măștii aceleia vorbește. Până la urmă, sigur că a murit și el. Sora lui care era acolo îndrăznește și ia masca aceea de pe fața lui și o dă la o parte. Când a dat masca la o parte, fața era total distrusă de lepră. O monstruozitate cum n-am văzut. Am văzut leproși și eu la Tichilești, am petrecut cu ei ceva timp, dar așa construcție chiar nu am văzut. Și a purtat tot timpul o mască de aur. Sunt familii care vin mascate în public. Zâmbete, aparent amabilitate, mască de aur, dar sub masca aceea de aur lucrează putreziciunea leprei. Sunt familii care s-au înstrăinat și au murit de mult în casa lor. Sunt doi oameni care din nefericire locuiesc sub același acoperiș. Ellen White spune, legați, dar nu uniți. O casă de unde nu se mai ridică umbrele și întunericul. Tuturor acestor situații și multor astfel de cazuri, lista aceasta poate continua mult de tot, dar lângă ea și tuturor celorlalți care nu au a se plânge de aceleași lucruri, care se uită și care pot să spună, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni și pe bună dreptate să spună așa un om, nu în sensul fariseic, ci pe bună dreptate. Doamne, îți mulțumesc că la noi nu s-a întâmplat lucrul acesta. Deopotrivă și unii și alții, după cum știți din pilda nunții fiului de împărat, i-a chemat pe toți, și buni și răi, la toți le-a spus, indiferent, cel mai bun om de pe pământ și cel mai rău om de pe pământ nu pot fi mântuiți decât sub haina lui Hristos Iisus. Altă mântuire nu există. Indiferent, și cântarea spune, alt mijloc de mântuire nu există. Degeaba cauți. Nu există. Toți aceștia deopotrivă avem trebuință să fim născuți din nou prin Duhul lui Dumnezeu. Avem trebuință să primim o nouă viață prin Duhul Sfânt. De aceea, îndemnul pe care îl dă Domnul, adevărat îți spun că dacă nu te naști din nou, am pornit cu toții firește, am venit la credință firește, mai târziu ni s-a deschis mintea, mai târziu am înțeles și asemenea prințului indian care a venit la curtea regală a Londrei și a făcut o cerere de-a dreptul stupidă, i-a spus reginei, Maestate, eu sunt tânărul care ți-am înmânat în India marele diamant albastru al Indiei. Și regina a spus, da, îl vreau înapoi. Toată lumea a înghețat. Cum s-ar putea așa ceva? Maestate, înapoi. Regina a spus să-i se dea marele diamant albastru înapoi. El l-a primit, după care cu diamantul în mână a spus, Maestate, când ți-am dat diamantul acesta am fost un copil, nici n-am știut ce am făcut atunci. Abia astăzi înțeleg ce onoare mi s-a oferit mie cu acea ocazie ca să-ți predau ție diamantul albastru al Indiei. Permite-mi să ți-l dau din nou, acum, cu această gândire nouă și cu această naștere din nou pe care am trăit-o, prin care înțeleg acum ce fac. Și s-a așezat în genunchi și a mânat a doua oară diamantul acela, trăind cu adevărat momentul acesta. Aceasta vrea să însemneze nașterea din nou la care Dumnezeu cheamă familia noastră. Că poate o familie nu s-a născut nici înainte, unele familii se nasc înainte de nuntă, altele la nuntă, altele după nuntă, unele nu se nasc niciodată, rămân simple asociații de oameni. Dar este o ușă deschisă pe care o oferă Evanghelia, pe care Dumnezeu a pus-o înaintea noastră, pe care nu poate închide nimeni și prin care noi putem să mergem ca familie înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, ai milă și de mine, ajută-mă să trăiesc experiența nașterii din nou. Poate suntem niște oameni care ne-am iubit, ne-am respectat la noi în familie, nu am avut umbre, dar vreau să vă spun că mult mai mult har de atât este păstrat de Dumnezeu pentru noi și noi nu trebuie să ne mulțumim cu o micuță măsură de har. Ah, ce s-a mâniat Elisei și a zis, de ce ai tras numai atâtea săgeți?
trebuia să tragi mult mai multe, deci ai fi dus lucrarea asta până la capăt, dar te-ai mulțumit cu atât de puțin. Harul lui Dumnezeu este izvorul acesta nesecat, este la dispoziția noastră și uneori ne-am mulțumit doar cu stropi din el. Dar Domnul ne invită la o viață mai înaltă, mai apropiată de Dumnezeu, într-o lumină și o atmosferă care va imprima pe chipul casei noastre, chipul cerului. Aceasta așteaptă Dumnezeu de la noi. Trăim într-o lume atât de diversă, în care diferite lucruri au diferite valori. Spre exemplu, în Statele Unite, problema adulterului nu este nimic. Este cum cineva s-ar șterge cu batistă la gură. Mare scofală. La noi, în cultura balcanică, spre exemplu, adulterul este catastrofal. Este păstrat pe toată viața, în contul unui om, și exact așa cum scrie Biblia, rușinea nu îi se va șterge niciodată, așa se întâmplă cu un om. În America, în schimb, dacă ai mințit odată, în dreptul nepoților tău o să se scrie bunicul acestui cetățean, obișnuia să umble cu o caua mică. În timp ce în România, dacă ai mințit numai odată, ești considerat slab. E o lume diferită aceasta. Dar, fraților, măsura noastră nu sunt nici americani, nici balcani, nici români, nici măsura noastră nu sunt și nu este lumea în care ne mișcăm noi. Măsura noastră este cuvântul lui Dumnezeu în care am fost chemați să ne oglindim și așa cum ne îndeamnă Iacov, nu ca niște ascultători uituci. Ce folos dacă am ascultat, dar am uitat, ci ca niște împlinitori cu fapta. Doamne, e ușor să spun că Tu m-ai chemat aici ca să ascult așa ceva, dar știți când voi ști eu că m-a chemat Dumnezeu aici să ascult așa ceva și că eu am răspuns chemării lui Dumnezeu? Voi ști numai atunci când se va împlini în viața mea lucrul pe care l-am ascultat, voi ști, Doamne, acum știu, cunosc cu adevărat că acest lucru a venit de la Tine. Până când a rămas o simplă vorbă doar, indiferent cum și ce fel a fost ea, și nu s-a transformat în viață, rămâne exact ce spune Pavel în Corinteni, o aramă sunătoare. Bați în ea, băngă, ne sună, dar nu se schimbă niciodată. La fel rămâne, oricât de mult ai bate în ea acolo. Trebuie să privim lumea în care ne găsim cu ochi diferiți. Mulți dintre noi suntem mâniați și lipsesc foarte multe persoane de aici, din această adunare. Nu în seara aceasta vreau să zic, permanent lipsesc. Pentru că oamenii au spus, nu am nevoie de români care își bagă nasul și în familia oamenilor și în viața oamenilor, n-am nevoie, vreau să trăiesc, cum zicea o fată, vreau să mă duc într-un loc unde nu mă cunoaște nimeni. Și am spus, nu căuta, că nu există locul acela. Zic, acolo unde te duci te cunoaște cel puțin cineva. Da, cineva de acolo de sus te cunoaște. Deci nu căuta un loc în care nu te cunoaște nimeni. Vreau să spun însă că pe când noi blamăm și felul nostru de a fi este într-adevăr exagerat și uneori abuziv, ne întrecem limitele noastre, ne interesează ce fierbe în oală vecinul și așa mai departe și transmitem mai departe și în timp ce se întâmplă aceste lucruri, vreau să spun că Dumnezeu are un plan foarte frumos cu comunitatea și cu ideea de comunitate, cu gura satului chiar dacă vreți. Gura satului poate să influențeze foarte mult, în bine sau în rău, depinde cum este folosită. O scriitoare japoneză scrie o carte în care vrea să redea, să refacă imaginea satului de altă dată. Ca urmare a proverbului, ca să crești un copil e nevoie de un sat întreg. Ca să ții o familie în picioare e nevoie de o lume care o înconjoară. Nu e contribuția a două persoane. Sunt nenumărate influențe care au avut ceva de spus. Și doamna aceasta dă un exemplu. Georgel din clasa a șaptea se prezintă la ușa propriei lui case și cu cheia încearcă să descuie. Vecina se uită pe geam. Lângă Georgel este Georgica, o colegă de clasă de-a dumnealui. Și mama este dusă la servici și Georgel descuie ușa la casa lui. Și vecina băgăcioasă, bună dimineața, Georgel, era 10 dimineața, el trebuia să fie la școală. În loc să fie la școală, e acasă, descuie ușa cu colega, cu